pe plan sindical și reprezentând colegii noștri din învățământul preuniversitar, aici trebuie să spunem că reprezentăm toate categoriile, atât cadrele didactice, cât personal didactic auxiliar, dar și personal nedidactic. Avem o doleanță care este pe primul loc și anume legea salarizării, care nu este respectată, legea 153. Vedem și momentul acesta, ni s-a dat niște sfirimituri, să spunem așa, de 4%, de 50-60 de lei, ori momentul acesta, când știm că toate prețurile au urcat și ne așteaptă o iarnă destul de grea, sigur că colegii noștri sunt total nemulțumiți. A doua problemă care este foarte importantă, acel proiect al legii educației, unde avem foarte multe nemulțumiri din partea colegilor și chiar domnul ministru Câmpian a spus că, având în vedere că sunt peste 10.000 de amendamente la acest proiect, clar că trebuie îmbunătățit, astfel încât când va ajunge în Parlament să avem susținerea partidelor politice pentru a fi într-adevăr o lege în favoarea învățământului românesc. Proiectul legii învățământului a suscitat multe discuții și pe bune dreptate. Propune o reorganizare a sistemului din temelii. Cred că această reorganizare va fi una foarte greu de digerat și de pus în practică, prin faptul că structurile acestea vor fi multiple și greu de reorganizat. Adică se înființează foarte multe funcții, foarte multe instituții, funcții. Dincolo de asta sunt foarte multe propuneri controversate, printre care, iată, chiar aici la conferință s-a discutat despre schimbarea sistemului de notare pentru disciplinele educație fizică, muzică și arte, desen și muzică, da, domeniul artelor. Ni se pare puțin ilogic. Nu este o propunere care vine în urma unei cercetări. Nu avem nicio concluzie a unui studiu, decât că s-au dat note foarte mari la aceste discipline. În ce context? În contextul în care notele contau ca pondere în evaluarea națională. Și atunci să tragi o concluzie tocmai că aceste note erau foarte mari, fără să ții cont de contextul în care se acordau aceste note, mie mi se pare o amendare a acestui domeniu, fără să ții cont de importanța lor în tot ce înseamnă profilul absolventului la finalul clasei a 8-a.